Suntem pe 2 februarie 2024 și am zis astăzi să vorbesc un pic despre o bacterie care se numește Hafnia albei. Această bacterie se regăsește în intestinul albinei, în intestinul păsărilor și se regăsește și la om în pneumonii. Dar este o bacterie care cauzează septicemie. Fiind o bacterie, acesta la albine este ținut sub control de alte bacterii care se regăsesc în intestinele albinei. Sunt 5 bacterii care țin sub control această bacterie dăunătoare. Și 2 dintre ele sunt bacterii lactice. Fiindcă există în anumite cazuri există mortalități enorme, chiar dacă au tratat bine de varroa, această bacterie poate cauza o mortalitate agresivă care poate duce la moartea unei colonii. Se poate, cei care tratează cu antibiotice fac ca aceste bacterii bune, să le zic așa, fiindcă au niște denumiri care nu le țin minte, dar știu că sunt 5. Când tratezi cu antibiotice, atunci aceste bacterii bune le omori din intestinele albinei și bacteria aceasta, Hafnia albei, va prinde putere. Aici am o colonie de albine care a supraviețuit într-un fel sau altul. Ramele sunt goale de mâncare, nu au mâncare, au supraviețuit doar cu această turtă. Și acum ce putem noi face pentru a îmbunătăți, să zic așa, această imunitate a albinei trebuie îmbunătățită, dar nu oricum, fiindcă aceste bacterii le putem omorî noi cu antibioticele, de exemplu. Da? Probabil mulți dintre voi, acum care aveți mortalități, o să primiți sfaturi ca în următoarele pe viitor să utilizați antibiotice, fiindcă o lege dată împotriva antibioticilor n-a oprit și folosirea acestora. Așa e și la medici. Chiar dacă s-au interzis, dacă te duci la un medic, o să spui că ai acolo infecție, te doare aia, nu ar putea să-ți dea acolo un tratament pe 2-3 zile și o să-ți prescrie. Și dacă nu vrea unul, te duci la altul și tot o să obții câteva pastile de antibiotic. Și așa e și în cazul albinelor. Acum cei care o să pierdeți colonii de albine, ați dat tot felul de tratamente și ați observat că tot n-a ajutat, adică asta este impresia, și în acest an probabil veți trece automat la folosirea antibioticelor, fiindcă așa o să vă sfătuiască unii apicultori de seamă. Bun, nu este neapărat rău folosirea antibioticului, dar ajunge în miere și de acolo o să ne scadă nouă ca oameni rezistența la antibiotice. Asta înseamnă că în caz de o infecție vom ajunge la spital, la o operație și nu mai au cu ce să ne trateze. Adică nu mai sunt antibiotice cu care să ne trateze, fiindcă noi am ingerat antibiotic câte un pic, câte un pic, am devenit imuni la antibiotice, corpul nostru rezistă foarte bine și când o să ne dea iar
la spital să ne vindece, nu mai e posibil. Și atunci mori de septicemie. Bun. Cam asta e pe ziua de azi. E vorba de bacterii. Și în cazul albinelor, ele își dezvoltă acest sistem imunitar cu ajutorul bacteriilor bune. Încă nu am folosit niciodată, cum să zic eu, probiotic. Niciodată n-am folosit probiotic. Acum, dacă se zice probiotic, probabil are niște tulpini bacteriologice bune care să ajute albinele. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!